Pe 28 aprilie se împlinesc 9 ani de la abolirea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova, deținători de pașapoarte biometrice în spațiul Schengen. De la an la an, numărul conaționalelor noștri care beneficiază de acest regim este într-o continuă creștere. Astfel, informează Poliția de Frontieră, în cei 9 ani, pe sensul de ieșire din țară prin punctele de trecere situate la hotar cu România și aeroportul Chișinău, au fost consemnate peste 13 milioane de traversări ale cetățenilor noștri. De altfel, de la începutul anului curent și până pe 26 aprilie au fost înregistrate 704.148 de traversări ale moldovenilor care au ales să plece în comunitatea europeană. De asemenea, în prezent, peste 70% dintre mărfurile exportate din țara noastră ajung pe piețele statelor din blocul comunitar. Moldova, care a început negocierile privind suspendarea vizelor în 2008, a fost primul stat din parteneriatul estic al Uniunii Europene care a obținut drumul verde, acesta fiind unul dintre cele mai importante rezultate pentru cetățenii noștri reușite de clasa politică de la Chișinău din cei 31 de ani de independență.